O fetiță a fost lăsată în mașină. Polițiștii care investighează cazul cred că fetița a fost lăsată din greșeală în interiorul mașinii pentru o perioadă lungă de timp. Potrivit unui site de monitorizare a vremii din Florida, temperatura minimă a zilei a fost de 22,7 grade Celsius, iar după amiaza a atins o temperatură maximă de 37,2 grade Celsius. Temperaturile atât de ridicate sunt potențial mortale pentru oricine, indiferent de vârstă. O organizație a declarat că acest ultim deces marchează a 14-a oară în acest an când un copil moare după ce este lăsat într-un vehicul încins. Experții avertizează că după 60 de minute, temperatura din interiorul unui vehicul poate crește peste 4 grade, dacă nu este pus în circulație. Grupul a estimat că 38 de copii mor în fiecare an din cauza insolației după ce au fost lăsați într-un vehicul, iar Florida se numără printre statele cu cele mai multe incidente de acest gen, relatează știrile ProTV.ro.